Centrul Vechi a devenit polul distracției pentru suporterii echipelor care joacă la Euro 2020. Astăzi a venit rândul suporterilor echipelor din Ucraina și Macedonia de Nord. Chiar în aceste momente se joacă meciul pe arena națională. Însă până aflăm rezultatul meciului, Mădălina Chițac ne spune cum s-au distrat suporterii celor două echipe în centrul istoric. Bun găsit! Sunt în jur de 8.000 de suporteri străini care se află în România pentru a participa la meciul dintre Ucraina și Macedonia de Nord. Unii dintre ei sunt deja la noi în țară de mai multe zile, alții au aterizat chiar astăzi pe aeroportul Otopeni. Însă înainte de a veni aici, la arenă, foarte mulți s-au oprit în centrul vechi pentru a petrece. De altfel, astăzi, centrul vechi al capitalei a fost extrem de animat, la fel ca înainte de pandemie. Înainte să intre pe stadion, suporterii au trebuit să treacă pe la centrele medicale pentru a-și ridica brățările de acces și au putut lua brățările doar dacă au prezentat un certificat de vaccinare, o dovadă că au trecut prin boală, un test PCR negativ sau dacă au făcut un test antigen evident cu rezultat negativ. La această oră, suporterii sunt deja la meci, pentru că meciul a început încă de la ora 16 și vă reamintesc faptul că pe arenă pot participa astăzi cel mult 13.000 de persoane. În perioada următoare, în România, vor mai avea loc alte două meciuri de la Euro 2020. Ultimul dintre ele va fi pe 28 iunie.